Deci, bună seara tuturor! Mă numesc Simona Aniță, sunt terapeut, tehnician nutriționist și astăzi avem o sesiune specială pentru nou an, pentru recrearea țelurilor pentru nou an și în același timp pentru a da energie acolo, pentru a crește planurile noastre, tot așa cum Mama Pământ creează plantele, dă putere de creștere plantelor. Mă bucur că astă seară văd că suntem un număr mai restrâns de oameni și oameni care au mai lucrat cu mine. Așa că față de meditația de Crăciun, unde au fost foarte mulți noi și a trebuit să insistăm mult pe lucrurile de curățare energetică, lucrurile mai de bază, astăzi putem să ne focusăm mai mult specific pe această energie specială a sărbătorilor de iarnă și chiar a Crăciunului, că încă suntem puțin încă în această energie în care vreau să intrăm mai profund și să recreăm, să vedem cum setăm țelurile pentru acest an și să lucrăm un pic pentru a curăța energiile stagnate din trecut, nefolosite în trecut și a le aduce în nou an și a da energie de la Tatăl Ceresc și de la Mama Pământ pentru acest nou an, pentru a fi unul din cele mai bune din viața noastră și a ne recrea în drept divin viața, așa cum știe Doamne, Doamne, că e mai benefic pentru noi. Ok. Astăzi sper să vorbim mai puțin. Așa am zis și de Crăciun și până la urmă am ajuns să stăm până la 11. Dar nu e o temă atât de specifică în care să intrăm profund, dar vedem în funcție de energia grupului de ce mai e nevoie. Bună, Anda! În primul rând, voiam să discutăm astăzi despre cum să ne setăm aceste țeluri. Am încercat un pic să atingem în întâlnirea anterioară, dar n-am mers în profunzime. Astăzi vreau să mergem mai profund și chiar v-aș ruga să luați o hârtie și un creion, să-l aveți lângă voi pentru a vă ajuta să setați ce aveți de făcut. Și după ce aceste țeluri sunt clare, o să lucrăm în meditație cu ele pentru a și a vizualiza cum vrem anul nostru să fie și să curățăm energiile, să dăm acolo energie. Întrebări până începem să discutăm despre cum să setăm țeluri? Ați venit cu anumite neclarități, lucruri pe care vreți să le clarificați voi? Sau poate din întâlnirea anterioare, nu știu, ați avut anumite trăiri, anumite lucruri pe care vreți să le mai întrebați? Nu neapărat? Ok. Oricum, pe parcurs puteți să puneți întrebări și când pot o să răspund. Legat de setarea țelurilor, pe acea hârtie pe care v-am rugat să o luați, n-ar strica să vă scrieți SMART. Niște acronime S-M-A-R-T. SMART ce înseamnă? În management se lucrează cu ele. Vreau să văd dacă chiar am și eu o... Împrejurim un pic. De la bunic aici. Pentru că ar fi interesant să mi le fac și eu aceste lucruri. Am avut niște întâlniri anterioare în care, de exemplu, când m-am întors din străinătate, am avut o întâlnire cu vizualizează era ceva cu perechea potrivită ție și ideea o să fie și în meditație să vizualizăm cu toate simțurile noastre, adică să folosim și emoția, simțirea, dar și mirosul, și gustul, și sunetul, pentru a ancora cât se poate de profund în corpul nostru aceste senzații, pentru că nu face diferență corpul între real și imaginar. S-au făcut chiar teste în care sportivilor s-au pus anumite electrozi pe mușchi și, de exemplu, dacă își imaginau că pedalează la bicicletă, aceiași nu se mișcau ca și la cei care pedalau un timp real.
Normal că antrenamentul făcut real era mai eficace, dar corpul totuși reacționa și doar la puterea minții de a acționa în acea direcție și făcea niște schimbări. De aceea se spune, vorbeam la trecută și de afirmații, da? Chiar dacă nu le simți la început, le spui până ajungi să le simți cu emoția și atunci sunt înrădăcinate în tine și le creezi. Efectiv, ajungi să le creezi. Și cu vizualizarea și cu țelul e același lucru, da? Și vă spuneam că când m-am întors din străinătate acum vreo 4 ani, cred că trece timpul repede, 3 ani și jumate, la prima întâlnire care am avut-o pe această temă, am completat și eu ce am simțit în meditație, cu ce am văzut, ce am cu emoția, ce am auzit cântând sau ce am cântat eu în jurul meu, deci cu toate aceste lucruri. Și a fost foarte interesant, peste vreo câțiva ani, am avut o meditație în parc, au vrut să facem în aer liber, un seminar în aer liber, de obicei doar meditațiile le făceam în parc, și era aceeași temă și am găsit foaia după care creionam scheletul după care lucram și ce m-a impresionat era că am avut un șoc de fapt atunci, pentru că nu mai țineam minte ce am scris și erau niște lucruri care chiar se întâmplau atunci în viața mea, de genul, nu știu, cânt prin casă de fericire, de fapt e când lui bebe acum, știi că îi place mult când doarme să cânt, știi? Erau niște lucruri care se întâmplau într-un fel sau altul, poate un pic diferit, ca nici nu cred că pusesem pe bebe atunci neapărat în planurile mele, dar ideea e că într-un fel sau altul universul le-a adus în trăire. De aceea e important, deci, să scriem și să și după meditație, dar și înainte de meditație. Înainte de meditație să scriem ce credem cu mintea și un pic cu emoția, da? Și apoi după meditație să vedem și ce a apărut și ce a venit și să scriem acele trăiri pentru a le reaminti mai ușor, da? Și în primul rând cum să creăm aceste planuri? Deci spuneam SMART, da? Puteți să scrieți pe verticală. SMART. S e de la specific în engleză, specific. În engleză, da? Tradus în român ar fi specific, adică să fie un țel clar sau clar, să spunem, da? Clar. Un țel în care să nu fie posibil să fie interpretat diferit de diverse persoane, da? Un specific. Measurable, măsurabil, adică. Măsurabil, adică să pot spune că s-a îndeplinit sau da, sau nu, da? Achievable, adică realizabil, care se poate realiza. Nu mă apuc eu să fiu președintele Statelor Unite când nici n-am cetățenie americană, da? Aici trebuie să avem grijă, pe de-o parte, să ne punem un țel înalt, un țel în care, cu care să putem evolua, dar în același timp să fim cât de cât realiști, da? Acum nu că ne spun unii că nu se poate realiza și nu ni-l punem acel țel, dacă e important pentru noi și îl simțim că e pentru noi, da? Dar dacă noi îl dorim, îl simțim cu inima, da? Cu emoția, puneți-l acolo. Reliable, R de la smart, da? De la smart în engleză este deștept, înțelept, da? Ca să țineți minte mai ușor. Reliable, adică pe care să vă puteți baza, adică un țel care să nu se schimbe continuu, nu știu, care ține de o firmă care acum e, acum nu mai e, sau eu știu cine știe ce, face pe care nu vă puteți baza. Și ultimul acronim, T, time measurable, adică în cât timp se va îndeplini. De exemplu, acum lucrând mai mult cu anul viitor, o să fie mare parte, probabil, până la sfârșitul anului sau în mijlocul anului. Dar ideea e când ajungeți în acel moment în care voi vi l-ați pus că să se îndeplinească, la mijlocul anului, la sfârșitul anului, să puteți spune da, s-a îndeplinit sau nu. Cum puteți spune dacă s-a îndeplinit? Cu acel measurable, al doilea acronim, care era din SMART. Da? Adică
acolo puneți ceva de genul, nu știu, mă căsătoresc, clar, am, nu știu, scriu 5 cărți, ceva măsurabil și cu numere, cu ceva care să fie mai ușor de contorizat, da? Deci specific, măsurabil, realizabil, achievable, reliable, pe care să vă puteți baza, și time measurable. Deci e foarte important să aveți în vedere toate aceste lucruri la țelurile pe care le punem. O să luăm 3 țeluri cu care să lucrăm astăzi. Mai mult de 3 consider că pot fi un pic, ne putem risipi energia în prea multe direcții și poate nu realizăm prea multe, da? E de ajuns 3. Unul principal și să mai zicem încă 2 lângă, da? Pe care trebuie să le formulați fiecare având în vedere aceste lucruri, da? Să puteți până la un timp X să spuneți dacă s-a îndeplinit sau nu și să fie clar, să poată fi realizat și să fie ceva reliable, pe care să vă puteți baza, care nu se modifică continuu, da? Haideți, puneți pe hârtie 3 țeluri. 1, care e lucru cel mai important pentru voi anul viitor, 2 și 3. În modul acesta, smart, în modul în care se învață în management. Am fost în high management lung timp îndelungat și asta e o noțiune care o am de acolo, de fapt. Dar se aplică foarte, foarte bine, pentru că suntem foarte mulți cu ideea, da, vrem lucruri. Vreau să mă căsătoresc. Dar la nivelul universului poate fi 1000 de ani nimic. Da, o să te căsătorești în 1000 de ani, în nu știu câta viață care o să o ai, și universul îți realizează, da, acest vis. Sau mai am oameni care au venit poate cu un caiet scris de cum vor să fie soțul. Caiet plin, jumate caiet. Am amețiseră și pe mine și pe toți. Și până la urmă tot acolo pui niște lucruri pe care mintea ta îngustă, care nu poate are percepția întreaga universului, nu le poate, mintea ta le pune acolo și nu prea sunt spre binele tău. De genul să fie perfect, soțul perfect, vreau soțul perfect. Și soțul perfect a însemnat pentru cineva pe care îl știu să fie prosoapele aliniate, ciucurii la covor dați cu peria perfect paralel. De te duce la disperare, eu una n-aș putea așa să mai irosesc energia în lucruri de astea mărunte. Deci aveți grijă ce cereți cu mintea, pentru că ne putem pune singur limite. Au fost cazuri, de exemplu, șamanii au adus ploaia, dar ei n-au pus și să se oprească după ce e destul și au ajuns la inundații. Mintea e, spunea așa, trecută. O percep eu ca o sticluță în care încercăm să îndesăm un ocean. E bună să o avem, ne ajută, trebuie să fim realiști, trebuie să trăim în această lume. Nu sunt cu acea idee de spiritual în care plutim cu norișorii pe sus. Până la urmă, nu mai mi se pare că e perioada aceea pusnicilor care pot să stea liniștiți în mijlocul pădurii, în care normal că acolo le e și mai ușor să fie conectați cu natura, cu cerul, cu pământul. E momentul în care e important să aducem pe pământ această spiritualitate, să ne înrădăcinăm în viața de zi cu zi aceste trăiri spirituale, să ne centrăm, să ne echilibrăm noi înșine viața noastră și apoi implicit prin vibrația noastră, prin schimbarea aceasta energetică care încercăm să facem la toate întâlnirile care le avem și la sală, dar și online în fiecare joi seara. În toate aceste lucruri schimbăm aura, o expandăm și atunci suntem și protejați, așa de atragem la noi ce avem nevoie, dar ne și curățăm energetic. Și atunci e o vibrație, viața o ia pe o afăgaș, da? Mergi, spuneam, pe acel râu, pe o plută, nu noți împotriva curentului spre scopul vieții. Și lucrurile sunt... pot fi un miracol în fiecare zi, da? Cam așa e la mine în ultimul timp. Și câteodată, încă și eu m-am de învățat faptul că unele lucruri, chiar dacă nu-ți ies așa cum crezi tu cu această minte pe care ne limitează,
sunt pe binele tău, un alt sunt mai bine așa cum au ieșit în acel moment. Pentru că toți sunt convinsă că aveți situații de genul acesta când ați realizat după o jumătate de zi, o zi, câteva zile, o săptămână, o lună, un an, că de fapt nici nu ar fi fost bine pentru voi să îndeplinească acel lucru, pentru că altceva mult mai bine a apărut sau, nu știu, ați întâlnit o persoană, ați ajuns la un moment potrivit. De exemplu, eu am trebuit să merg săptămâna trecută la o terapie și am întârziat destul de mult, nu știu, 45 de minute, zic, wow, am depășit recordul. Și îmi zice, oh, stai liniștită, că tocmai am avut o terapie la distanță care s-a lungit și tocmai acum am terminat, da? Și eu eram agitată, întârziat. Deci, lucrurile, până la urmă, pe termen, nu sunt așa cum trebuie să fie de la Universul, cum Dumnezeu, cu acea privire de vulturi la care vrem noi să ajungem, în afara triunghiului lipsei de putere, vede întreaga imagine de ansamblu, dar și șoarcele din câmp, și atunci poate să ia niște soluții și noi, ajungând la acel nivel de observator conștient, putem să găsim niște soluții mai creatoare care să ne ajute pe termen lung mult mai mult, de la o altă perspectivă, de la o altă vibrație. Deci aduce spiritualitatea în traiul vostru de zi cu zi, în tot ceea ce faceți, schimbați aura și implicit apoi pe cei din jur. Și cred că mulți dintre voi ați văzut cum se impactează și cum se schimbă și se transformă încet, încet, chiar dacă la început sau crâncenare sau se pare că nu o să fie niciodată la fel. Am văzut minuni și într-o terapie de 3 ore cu terapie de legături și iertări în vindecarea relației în care cealaltă persoană a reacționat cu totul altfel. Dacă s-a dat o recunoștință, o iubire din inimă în care chiar s-a schimbat energia atât din firul energetic, din relația dintre ei, dar și cealaltă persoană poate a fost deschisă și a făcut și ea anumite vindecări în ce a fost în viața ei. Ok. Aveți trei. V-aș sugera să mi le spuneți, ca să nu cumva să fie ceva ce nu... De smart. Vreau trei obiective smart. Și la care vă îndoiți sau care puteți să împărtășiți. N-aș strica să mi le scrieți, ca să vedem dacă e bine să schimbăm ceva. Monica zice că lucrează în UK 3 luni la o familie perfectă pentru ea în primăvara lui 2017. Ok. Deci vrei să lucrezi în străinătate. Spun și specific și țara în care chiar vrei. Durata. Familie perfectă pentru mine poate fi un pic ca soțul perfect de care discutam înainte. Mai bine spuneți, deși în general, când puneți un țel, puneți familia potrivită mie în drept divin. Puneți potrivit mie în drept divin, că știe Dumnezeu mai bine ce e bun pentru voi. Și puneți, dacă se potrivește, puteți spune în modul perfect, în modul optim. Ideea e să nu faceți rău în jurul vostru, în jurul creației, pentru a se îndeplini acel cel. De exemplu, nu știu, să moară proprietarul unei case ca să-l aveți voi, da? Iar primăvara asta lui 2017 mi se pare un pic cam confuz. Vrei 3 luni? Adică vrei din... începând din primăvară să pleci, începând din ianuarie, februarie, din... nu știu, fii un pic mai specifică. Lucrez 3 luni în primăvara lui 2017, după luna mai, zici că vrei. Ok, lucrez în UK începând cu luna mai la o familie potrivită mie.
dacă vrei 3 luni, 3 luni, dar poate poți să zici pentru durata potrivită mie, da, îndrău divin sau ceva. Și cel puțin 3 luni, eventual, dacă e foarte important pentru tine, nu știu, poate ai nevoie de niște bani care, pe care ai putea câștiga în aceste 3 luni, nu știu, la scala de datorie în bancă sau să faci ceva cu un țelul respectiv. Dar poate, cine știe, poate ajunge să fie un aranjament pe termen lung potrivit ție. Lasă universul să creeze pentru tine. Nu te mai limita, clar, vreau doar 3 luni. Că cine știe, da? Ce se întâmplă? Te căsătorești în UK. Aurelia. Să meargă la cursul de dezvoltare personale, să cânte de fericire, să aibă o viață abundentă până la 1 august 2017. Să pară un pic cam vagi. E bine că ai creionat scheletul. Ăsta e scheletul, da? Bun, cine a mai venit, Rodica? Deci le rugasem să scrie 3 țeluri, ia și tu hortie și un creion și scrieți 3 țeluri importante pentru tine pentru 2017, să se îndeplinească până la sfârșitul 2017, sau în fine, măcar să pună primii pași, să spunem, spre realizare, dar să fie smart, adică să fie specifice, clare, measurable, măsurabile, să poți să spui că am făcut, nu știu, X... am participat la X cursul de dezvoltare personală, apropo, Aurelia, că tot ai dat exemplul ăsta cu cursul de dezvoltare personală. Nu spui ce cursuri, nu spui câte cursuri, nu spui... Cursul de dezvoltare personală acum e destul de vag conceptul și în marketing, dacă l-ai promova asta, e vax albina, nu deschide nimeni, că nu a devenit un termen foarte larg. Așa că fii mai specific, ce tipuri de cursuri de dezvoltare personală îți plac ție? Nu știu, poate vrei să ajungi în Londra la Tony Robbins sau, nu știu, încearcă să fii un pic mai specific. Da, știu că ție îți place să lucrezi cu mine, poți să te uiți pe site la mine și vezi care cursuri de acolo îți plac ție. Să ajungi, de exemplu, na, în tabăra Mamaia, care o să o facem, sau la Sarmisegetuza, care o să o facem în... da? Sau... nu știu. Fii un pic mai specific. Poți să mai adaugi la sfârșit și alte cursuri, da, potrivite mie, în drept divin, că tot ziceam, puneți mereu potrivit mie în drept divin, da? Așa, deci să le puteți măsura câte s-au îndeplinit. Achievable, să se poată realiza. Nu eu, președintele Statelor Unite, că n-am cetățenie și nu pot, se poate realiza. Adică nu, că nu se poate. Poate în timp îmi iau cetățenia, dar și e ceva mai, o probabilitate mai mică, vreau să spun. Reliable, pe care să vă puteți baza, adică să nu să fie un țel care se schimbă de la zi la zi și atunci alegi după Fata Morgana și să nu mai îndeplinește niciodată. Și time measurable, să spui clar, până în luna X, până la sfârșitul anului, până în primele 6 luni s-a realizat, până, da? Adică atunci când se ajunge la termenul acela limit, puteți să trageți linia și să spuneți, da, s-a realizat sau nu. Aurelia, să cânți de fericire. Te-ai luat după mine, după exemplu meu la început, cum a fost cu țelurile mele, care le-am redescoperit după 2-3 ani și nu venea să cred că exact așa era viața mea, cum o scrisesem acolo, nu? La mine cântatul de fericire era ce simțisem în era modul în care simțeam eu păcarea în viața mea, echilibru, armonia. Deci era ce simțisem în meditație cu simțurile mele. Dar nu era neapărat felul care lucru care mă făcea fericit, da? Deci de fapt tu vrei să spui aici că vrei să fii fericită. Dar iarăși e foarte vag. Ce înseamnă fericire pentru tine? Ce te face pe tine fericită? Ce îți încarcă ție aura, adică. Adică poate fi un hobby, poate să fie ceva ce ai mai făcut în viața ta și știi că asta te încarcă. Nu știu, să merg o săptămână în vacanță, în, nu știu, la munte, în Grecia, în ceva mai palpabil, ceva mai, da? Nu o să poți măsura niciodată dacă ești fericită tu. În fine, poți să măsori dacă... Da, poate fi să cânt o melodie pe săptămână instinctiv fără să, da, fără să-mi propun. Da, poate fi un barometru al fericirii pentru tine, da. Dar totuși, pentru a ajunge acolo, să cânți din acel echilibru, din acea armonie, cam nu prea spui nimic cu asta, da? Să ai o viață abundentă. Abundentă în ce? În facturi? Tu cred că te referi la prosperitate sau poate te referi și sentimental, poate te referi și
nu numai financiar, da? Poate te referi și puneți mai bine prosper și spuneți un ce, clar, universului. Nu știu, poate relații sociale, viață, partener, nu știu, depinde ce înseamnă pentru tine abundent, ce vrei să ai în viața ta ca să te simți abundentă, da? Are în formula Monica, a zis, începând cu 15 mai, lucrez în UK la o familie potrivită pentru mine în drept divin. Da, e mai mult mai bine, într-adevăr. Pentru cel puțin 3 luni. Scrie dacă pentru tine e important alea 3 luni ca să-ți iei niște, o bază financiară cu care să-ți rezolvi niște lucruri. Scrie. Pentru cel puțin 3 luni. Poți să mai adaugi dacă simți, ca să te simți confortabil acolo, așa, pe un job, în care mă simt fericită, împăcată cu mine, mă simt cum vrei tu să te simți la job. Că e foarte important totuși să avem și o ocupație de zi cu zi pe care să nu o să simțim o corvoadă, care să ne facă să ne trezim dimineața cu plăcere în acea viață, da? Nu strică să adaugi asta, cum să te vrei tu să te simți în jobul respectiv. Adică să nu fii tratată ca o sclavă în acea familie, să poți să ai timp pentru sufletul tău, pentru familie, pentru vizitat în jur, da? Pentru, vezi ce e important pentru tine. Ok. Cine a mai intrat pe aici? Rodica, Anda. Vă rugam, în fine, cine poate să împărtășească? Acum poate fi și secret, poate unii nu vă simțiți confortabil să o faceți. Dar vă rugam să scrieți, dacă vreți, țelurile, ca să nu ai... să nu cumva să fie niște formulări mai greșite, dacă tot suntem aici în direct și le putem verifica. Da, poți să zici, și în care mă simt în armonie, Monica, da, poți să adaugi în acea familie, în acea... Da. Așa, Daniela, bună, ai venit din Germania. Oh, o noutate în Germania. Era Africa de Sus, Franța, dar Germania n-a văzut până acum. Ok, deci și încă o dată pentru Daniela. Deci vă rugam să spuneți 3 țeluri pentru 2017, pentru baza cărora o să și medităm. Dar să fie specifice, clare, măsurabile, să le puteți realiza, să vă puteți baza pe ele, să nu se schimbe de la o zi la alta și să fie măsurabile în timp. Adică puteți să spuneți până la sfârșitul anului X, am scris 5 cărți, spuneam, sau să fie ceva clar pe care să-l puteți măsura, să-l puteți contoriza. Ok, alt cel care l-a spus? Să călătorească în Germania cu mama în septembrie 2007. Bravo! Clar, la obiect, scurt, îmi place. Măsurabil, când? Poate pentru, dacă vrei, pentru o durată anume, minim, poți să mai adaugi, nu știu, pentru cel puțin 10 zile, pentru, nu știu. Dacă nu vreți să împărtășiți, treaba voastră, dar aveți în vedere ce am spus, da? Ca să nu faceți greșeli. Puneți mai bine în drept divin, da? În modul perfect pentru a nu face rău. Aveți 3 țeluri? Toți? Măcar unul este unul principal și încă 2 secundare, dacă se poate.
Ok. Haideți să ne pregătim de meditație. Deci, e clar, da? Vezi trei țeluri. Vreau să medităm astăzi, să folosim un pic și energia de Crăciun, spuneam, dar și energia noului an, energia care să ne facă să aducem de la cer, de la pământ, energie pentru a crea aceste planuri, dar și pentru a lua energia din trecut nefolosită, să o purificăm și să o aducem în acest nou an. Ok, deci căutăm o poziție confortabilă. Încercam să și înregistrez cu portofonul doar meditația pentru programul de meditații. Voiam să mai fac un program online, da, în care să primească în fiecare zi o meditație pe care să o facă, care să-și păstreze regulat echilibru, dar să vedem. Așa, apropo, sper că ați primit toți newsletter-ul din săptămâna trecută. Era și ofertă de Crăciun cu 2 plus 1 la înregistrările care au fost în acest an din... De la sfârșitul lui ianuarie ne întâlnim săptămânal cu diverse teme și discutăm și medităm pentru a îmbunătăți acele aspecte din viața noastră. Și aveți în newsletter temele care au fost și puteți să alegeți 2 plus 1, adică plătiți doar 2 întâlniri și a treia o primiți gratuit. E 30 de lei întâlnirea amplă, de o oră jumate aproximativ, iar dacă vreți doar parte de meditație, 15 lei. Și le puteți găsi și pe site, pe edencenter.ro, în stânga oferte speciale cu plata online, și acolo e și lista, iarăși, care o găsiți și puteți plăti și online de acolo sau puteți plăti online la bancă în contul din contact de pe edencenter.ro. Ok, deci ne găsim o poziție confortabilă. Inspirăm profund și ne găsim o poziție confortabilă. Observăm aerul din jurul nostru, energia din jurul nostru. Observați că e diferită decât de obicei. E mai armonioasă, mai liniștită. Pentru că oamenii au inima mai extinsă, au mai multă iubire și recunoștință, iubire necondiționată și recunoștință. Cele mai puternice forțe din univers, în curățarea energetică, cele mai puternice vibrații. Oamenii sunt mai în armonie cu ei înșiși, cu cei din jur. Mai înțelegător, mai împăciuitor. Și pe 1 ianuarie să încercați dimineața să meditați când toată lumea doarme, e iarăși o experiență altfel. De a putea fi în acest univers fără a fi bruiat de atâtea gânduri, atâtea emoții, atâtea lucruri din exterior care apar în jurul vostru. Respirăm armonie, echilibru. Și expirăm tensiune, blocaje, tot ceea ce nu mai aveți nevoie din corpul vostru.
cu fiecare inspirație observăm cum aducem și mai multă energie, mai multă prana din jurul nostru. Observăm cum suntem mai încărcați energetic, mai armonizați. Mai în liniște, mai în armonie cu voi înșivă și cu cei din jur. Pentru nou an aveți țeluri clare, specifice, măsurabile, pe care puteți să le să spuneți clar dacă s-au îndeplinit sau nu, prin numere, prin cifre sau prin alt mod de a clarifica. Măsurabile și în timp, puteți spune până la un anumit moment dacă s-au îndeplinit sau nu. Niște țeluri clare, realizabile, dar și pe care vă puteți baza, care să rămân constante, nu se schimbă des. Spuneți clar, de exemplu, ce diplomă vreți să obțineți. Poate apărea o altă diplomă. Universul vă dă o diplomă, nu contează care. Specificați clar ce mărire de salariu doriți, cu cât, minim, X, euro, lei, dolar, net, brut. E foarte important să folosiți cuvintele clar. Nu spuneți să ajungă în contul meu banii X. Cam am avut cazuri. Au ajuns banii și i-a dat într-o secundă în altă parte iarăși. Era chiar greșeală atunci. Deci încasez banii respectivi, banii mei, da? Îmi îmbunătățesc sănătatea, e destul de vag. Iarăși, ce faci, ce schimbi în stilul tău de viață până în luna X pentru a îndeplini acel țel? Deschid cabinetul, ce cabinet? Am clienți pentru binele meu înalt, foarte bine, dar și spre binele înalt al întregii creații. Și clienții potriviți mie în drept divin, clienți pe care pot să-i ajut. Potriviți mie în drept divin. Nu vrei un miliard de clienți care să te consume prea mult energetic și poate nici să nu aibă rezultatele care le așteaptă de la tine. Totul în univers e important să rămână într-o armonie, între a da și a primi, un echilibru, între tot. Deci puneți-vă trei dorințe pentru voi, smart, cum am precizat înainte, specific, measurable, achievable, reliable și time measurable. Și de multe ori e bine să lăsăm controlul universului, să spunem în modul potrivit mie în drept divin, soțul potrivit mie în drept divin, spre binele meu înalt, binele înalt al întregii creații, în modul perfect pentru a fi în armonie cu întreg universul și a nu a face rău pentru a obține ceva, de exemplu, să moară proprietarul pentru a obține voi casa. Deci puneți țelurile voastre pe anul acesta. Clare, da, și specifice și măsurabile și în timp și... Și apoi vă focusați atenția pe inimă. Oferim intenția de conectare la Tatăl Ceresc. Și din inimă lăsăm un fir energetic care urcă în sus și în calea lui curăță fiecare celulă, fiecare organ, fiecare țesut, mai sus și mai sus și mai sus. Curăță la nivelul umerilor orice încărcătură care ați luat-o de la alții, crezând că e a voastră de rezolvat. Poate explozie de foc divin pe coloană, explozie de foc divin pe fiecare umăr, dislocând tot ce e întunecat pentru a aduce în sus crapă, ca și coaja unui ou poate, pentru a elimina, a transforma tot ce e de eliberat în acest moment în drept divin, tot ce sunteți pregătiți voi să eliberați în drept divin, tot pentru ceea ce ați învățat lecțiile,
Explozia de foc divin. Explozia de foc divin întreg în nivelul al spatelui, eliberând de acolo ce ați ignora, crezând că va dispare dacă nu vedeți cu ochii fizici. Mai sus. Explozia de foc divin la nivelul gâtului, vindecând ce a spus în această viață sau în alte vieți sau nu v-a convenit. Explozie la foc, nivelul de foc divin la nivelul gurii, vindecând ce a spus în această viață sau în alte vieți. Ce ați exprimat în această viață sau alte vieți. Explozia de foc divin poate fi ca la un Big Bang inițial al Universului. Dintr-o sămânță minusculă s-a dislocat cu o putere imensă, creindu-se întreg Universul. Explozie de foc divin la nivelul urechilor, vindecând ce ați auzit în această viață sau în alte vieți, sau în orice alt punct care vă ține, care, nu știu, e rece, cald, durere, presiune, gâdilată. Explozie de foc divin, oriunde simțiți că e specific și benefic pentru voi de a vindeca, de a elibera. Ne rugăm ființelor de lumină închinate luminii, slujba luminii, care vor, pot și au drept divin să ne ajute să fie cu noi astăzi, această meditație specială de sărbători și de nou an, pentru a ne ajuta ca în drept divin să ne recreăm viața în anul viitor, îndeplinind scopuri spre binele nostru da, și binele dat al întregii creații, în modul perfect, cu colaboratorii potriviți mie, cu în modurile și pe căile potrivite mie în drept divin, spre scopul vieții și spre scopul îndeplinirii acestui armoniei în acest an. Cu în modul perfect a menține armonia în jurul meu, în univers, fără a face rău, fără voie în jur. Mai sus, la nivelul ochilor, poate vindecăm explozia de foc divin, vindecăm tot ce am văzut în viața asta sau alte vieți sau și nu ne-a convenit. Sau putem pune un balon la un ochi, un balon la altul, care aspiră ca un balon, ca o ventuză. În interiorul balonului se aspiră tot ce e întunecat la nivelul acelei zone pe care o curățați. Poate fi orice zonă în care simțiți voi ceva diferit. Balonul se umflă, aspiră. Când e plin, îl legăm la gură cu un fir energetic sau îl înodăm, fiecare balon, și ridicăm în sus în lumină la Dumnezeu Tatăl. Acum și pentru totdeauna rugăm să purifice cu ploi de asteroizi de foc de la ce ușor să cărcătură legate. Purifică noi ca ce bine. La început doar ridicați și rugați să purifice Dumnezeu, cum știe El. E mai bine. Măsură ce lucrați, primiți în anumite tehnici mai avansate. Urechile, dacă încă simțiți, puteți pune baloane și acolo sau în orice zonă care simțiți voi că e nevoie de mai multă curățare. Rugăm ființele de lumină create luminii, slujba luminii, să ne ghideze, să ne dea energie pe Tatăl Ceresc, pe Mama Pământ, Sfânta Treime, să ne dea energia optimă, de vibrație optimă, în locurile optime, pentru fiecare dintre noi. Puteți spune numele de botez complet. Dăm acordul să lucreze pe noi, inclusiv în zilele care urmează, și rugăm să ne dea semne vizibile pe care să le putem vedea. Cum putem ajunge în îndeplinirea țelurilor care sunt spre binele nostru înalt și binele înalt al întregii creații. Țeluri de a fi îndeplinite în 2017. Baloane se umflă, când sunt pline, le legăm la gură și le ridicăm la Dumnezeu Tatăl, rugându-L să purifice în drept divin. Mai sus mergem, deasupra capului, mai sus și mai sus și mai sus și mai sus, până rămâne fix ancorat, ca la cățărat, o pune rezistență firul ăsta. Mai sus și mai sus și mai sus, până e fix ancorat.
Poate fi ca o săgeată care se ancorează dacă simțiți nevoia mai mult. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru ancorare, rugăm să ne dea energia optimă, de vibrație optimă, în locurile optime pentru fiecare dintre noi, atributele masculine necesare fiecăruia dintre noi specific. Acea energie curge în jos ca un duș energetic. Încăscați, strănutați în sus pe geam, nu puneți mâna să blocați, lăsați eliberarea emoțională, lăsați să curețe corpul vostru. De ce un drept divin de a fi purificat în acest mod. Energia coboară și puteți simți acest duș energetic. Nu știu dacă e cu foc sau apă, poate fi cald sau rece, sau vedeți pentru voi cum e această energie de sus, de la Tatăl Ceresc, care coboară și curăță de sus în jos acum, mai profund. Cap, gât, brațe, piept, mâncatele interne. Explozie de foc divin dacă vă ține ceva sau de simțiți voi că aveți mai mult de lucru. Sau știți că aveți mai mult de lucru cu organele interne, puteți să le zâmbiți, să le purificați, să le redați strălucirea lor divină. Vorbiți cu ele și rugați-le să vă ierte că le-ați abuzat poate și promiteți-le că o să aveți mai multă grijă de ele. Întreaga abdomenul e plin de lumină. Coboară și mai jos la organele intime pe care le curăță și pe ele și coloana vertebră cu vertebră și zona plămânilor, rinichilor, pelvică, zona pelvică și picioarele și chiar sub tălpi și chiar țevile de sub tălpi desfundă canalul cu mama pământ. Și tot din inimă putem oferi intenția de conectare și la mama pământ. Ducem fire pe picioare, care ies prin tălpi, se împletesc sub tălpi și apoi e ca un străderel care își face loc în jos, în mama pământ, care e jumate din noi, e energia feminină din viața noastră, jumate din partea noastră energetică. Mai jos trece de pământul roditor, rădăcinile copacilor, cristale, ape, mai jos și mai jos, pune fix ancorat, ca la cățărat, opune rezistență dacă trageți de acel fir. Puteți folosi iar săgeata dacă simțiți nevoia pentru a vă ancora mai profund și pe măsură ce lucrați o să vedeți mergeți mai adânc și mai adânc la o vibrație mai înaltă, poate chiar nucleul pământului. Fix ancorat, mulțumim Mamei Pământ pentru ancorare și rugăm să dea energia optimă, de vibrație optimă în locurile optime, specifice pentru fiecare din cei conectați aici și toți, fiecare din cei care o să asculte înregistrarea poate. Mulțumim ancorării. Urcă prin picioare de sfir. Se ancorează la perineu, prima zona primului centru energetic. Și de acolo umple tot corpul. Și tălpi. Și coloana și centri energetici de jos în sus. La baza coloanei cel roșu. Supraviețuirea, fricile, vindecarea trecutului, prosperitatea, sub ompilic, depozitarea emoțiilor și disciplina, viața intimă și de familie, e un diamant portocaliu. La stomac, galben, eliberarea emoțiilor și puterea interioară, inima verde, puterea, iubirea de sine, iubirea de ceilalți, gâtul albastru deschis, comunicarea, modul în care să înțelegi de ceilalți, blocajele în... Va vorbi în public. Al treilea ochi. Un diamant albastru închis, clar viziunea, intuiția superioară, după cea inferioară de procreere, de a doua chakra. Deasupra capului, un diamant mov, indigo, conectarea cu spiritualul și apoi mai sus e chiar a opta chakra albă, conectarea mai cu Divinul Suprem. Și mai sunt multe chakre și deasupra și sub. Și multe chakre mai mici, importante sunt cele 7 pentru viața noastră de zi cu zi. Cele 7 cu care am lucrat, de 3 ori am făcut serii pe fiecare centru și pe fiecare aspect. Și după cum spuneam, puteți să le vedeți pe edensetter.ro în acele oferte speciale cu plata online 2+-uri. Simțiți cum în inimă se îmbină cele două energii, feminin-masculin.
echilibrare feminin-masculin în corpurile noastre, echilibrare feminin-masculin și armonizare cu noile frecvențe ale cerului și pământului. Puteți lăsa corpul să armonizeze dacă simte nevoia. Echilibrare feminin-masculin și armonizare cu noile frecvențe ale cerului și pământului ce se schimbă de la zi la zi. Discrepanța cu aceste frecvențe generează dezechilibre în corp sau în unul din corpurile noastre, mental, emoțional, fizic sau chiar astral, eteric. Mulțumim de armonizării care are loc. Observăm zona inimii în care aceste două energii de textură total diferite se împletesc. Vedeți cum e textura pentru voi. Și focusați pe zona inimii, a iubirii necondiționate, a recunoștinței. Conectați-vă încă o dată la această energie specială a acestor sărbători. Orice sărbătoare are vibrații mai înalte, ajută mai profund în curățare, în vindecare. Și observați la nivelul inimii această renaștere care se face cu ajutorul energiei Crăciunului, a renașterii Domnului Iisus Hristos. Puteți chiar să vă imaginați o lumânare roșie care arde, aveți puterea de a realiza acolo tot ce vă doriți. Și comandați sinelui vostru. Nașterea Domnului să fie nașterea sinelui meu, renăscând sufletul meu în lumină, regenerare. Regenerarea lui și a întregului meu corp. Spre binele meu înalt și binele înalt al întregii creații. Nașterea Domnului să fie nașterea sinelui meu, renăscând sufletul meu în lumină, regenerarea, regenerându-l atât suflet, regenerând atât sufletul meu cât și întregul meu corp, spre binele meu înalt și binele înalt al întregii creații. Sfinte Iisuse, Sfânt Alfons, Sfânta Treime, Uriel, Mihail, ajutați-mă să renasc, să eliberez tot ce mă consumă energetic și îndrept divin de a fi eliberat acum, orice conexiune malefică pentru mine. Și să renasc la nivelul sufletului meu în lumină. Ajuta să scol la suprafață copilul din mine, pe care energia renașterii Domnului să-l purifice. Pentru ca eu să devin un copil pur, așa cum era Iisus la naștere. Ajutați, Sfânte Iisus, Sfânte Treime, Arhanghel, Îngerul meu, să renați la nivelul sufletului în lumină, scoțând la suprafață copilul din mine, pe care energia nașterii Domnului să-l purifice pentru a deveni un copil pur, așa cum a fost Iisus la naștere. Sfântul Duh să coboare pe mine și să mă ajute pe mine să ajung pe menirea mea corectă. Să ajute familia mea spre binele lor înalt și binele înalt al întregii creații. Să ajute membrii familiei mele spre binele lor înalt, spre aș merge spre scopul vieții lor. Observați această lumânare roșie care curăță și purifică în flacăra ei. Și vă ajută în această regenerare și transformare a sufletului în lumină. Pentru regenerarea voastră, a corpului vostru, pentru a scoate la suprafață copilul din voi, pe care energia renașterii Domnului să-l purifice, așa cum a fost Iisus la naștere. Cerem ca aceste raze ale lui Dumnezeu, aceste flăcări sacre venite de la Dumnezeu, să vină prin aceste lumânări și să ne curețe
casa, destinul, aura și să încarce aura fiecăruia de aici sau care ascultă cu energia optimă. Să ardă toate energiile malefice în drept divin de a fi purificate acum din mine, din casa mea, din membrii familiei mele. Luminându-ne calea noul an. Mie, familiei, casei mele, destinului, aurei mele. Cerem ca spiritul noului an să apară, selful noului an să apară. Și rugăm să preia vechiul an. Ne cerem iertare pentru el, pentru tot ce poate ne-a durut, tot ce nu am putut realiza și am fi vrut să putem realiza. Ne cerem iertare pentru toate greșelile noastre în acest an, dar și din anii precedenți. Și rugăm pe acest spirit al noului an să elibereze vechiul an și să predea noul an. Să ne predea noul an plin de lumină. Divină, spre binele nostru înalt și binele înalt al întregii creații. Rugăm pe Tatăl Ceresc, pe Mama Pământ, care a încărcat zona inimii și întreg nostru corp, ne-a făcut ca o lumânare care radiem, de fapt suntem chiar noi, am devenit această lumânare. Și prin palme rugăm să trimită în trecutul nostru energii care purifică orice energie nefolosită în vechi ani, în 2016, în 2015, 14 și în trecutul nostru, în toți anii în trecutul nostru, din viața aceasta, poate din viața anterioare. Rugăm pe Tatăl Ceresc, Mama Pământ, să ducă prin palme, prin inima noastră. Noi suntem doar un canal, suntem doar o coloană de lumină care conduce această energie la Tatăl Ceresc, la Mama Pământ, spre vindecarea trecutului, a energiilor, a purifica energiile din anii trecuți, din viața aceasta sau din alte vieți. Energiile nefolosite, în special, pe care le rugăm să vină în fața noastră, într-o sferă de lumină care le purifică și mai profund. Rugăm să vină în fața noastră, într-o sferă de lumină, toate energiile nefolosite în trecutul nostru. Energii purificate acum. Ne simțim poate cu palmele în această sferă, dacă sunteți mai tactili. Poate fi o ușoară presiune dacă veniți din exterior. Rugăm pe Tatăl Ceresc să purifice. Explozie de foc divin încă o dată în această sferă. Și după ce e purificată, o aducem în corpul nostru, într-o zonă în care simțiți nevoia să aduceți. Pentru a vă încărca energetic în acest nou an, rugăm pe Tatăl Ceresc să ne ajute să folosim aceste energii în realizarea țelurilor noastre de drept divin, spre binele nostru înalt, binele înalt al întregii creații. Și în special, și puteți să vă puneți cele trei formulări, SMART, da, așa cum am învățat. În special, 1. Observați cum aceste trei țeluri ale voastre în special, sau măcar cel principal, primul,
observați cum se încarcă din această energie a corpului vostru, din această flacără care ați devenit voi, radiind energia la Tatăl Ceresc de la Mama Pământ, în această sferă care va încărca din trecutul vostru. Observați cum se încarcă aceste țeluri. Dacă e nevoie, chiar se rescriu un drept divin spre binele vostru înalt și binele înalt al întregii creații, pentru a fi clare și să poată fi măsurate la sfârșitul acestui an sau în anumit interval în acest an. Sunt portițe poate către țeluri mai înalte pe care voi poate nici nu le realizați în acest moment. Mulțumim șlefuirea acestor țeluri, energizării acestor țeluri. Și observați acum cum este să aveți aceste țeluri îndeplinite. Focusați-vă pe primul țel care vi l-a spus. Observați-vă ce, observați ce implicații are în viața voastră acest țel îndeplinit. Pe plan financiar, poate, vă permiteți, nu știu, să nu vă mai faceți griji pentru cheltuielile lunare, să aveți anumite excursii pe care vi le doreați de mult, anumite seminarii la care voia să participați pentru creșterea voastră, să aveți mai mult timp pentru sufletul vostru, fără a vă face griji și a vă consuma energia pentru stresul cotidian. Cum este să aveți acest cel îndeplinit? Poate, nu știu, vă duceți la anumite restaurante, poate simțiți cu toate simțurile voastre. Simțiți chiar cu gustul, cu gustul acelor mâncăruri speciale de la restaurant pe care ați dorit poate să vi le permite și nu reușiți acum. Simțiți poate parfumurile scumpe pe care vi le cumpărați cu simțul olfactiv. Mergeți în ritmul vostru, cu țelul vostru, folosind toate simțurile, chiar cel tactil, cum atingeți, nu știu, anumită persoană, dacă e vorba de o anumită persoană, sau anumite obiecte, anumite lucruri care sunt acolo. Ce se întâmplă să aveți stabilitate financiară? Ce se întâmplă să aveți acel lucru pe care vi l-ați dorit? Emoțional, ce simțiți? Cum sunteți privit de cei din jur? Cum reacționează ei? Sau cum e încrederea voastră în voi înșivă, care face ca ceilalți să vă perceapă altfel doar din acest simplu mod în care vă percepeți voi pe înși voi înșivă? În prosperitate sau în lipsuri? Partea plină a paharului pentru ceea ce aveți și sau cea goală a paharului pentru ce nu credeți voi că nu aveți. Mergeți cu țelul vostru și cu toate simțurile, ancorați-l în voi această energie. Aduceți-o, atrageți-o direct deja la voi cu această aură expandată pe care o aveți acum și trăiți plenar acest vis împlinit, acum, aici și acum, pentru a avea acea vibrație, o aduce în aura voastră. Și apoi a o crea și în planul fizic, prin impregnarea în toate straturile ființei voastre, din energetic înspre fizic. Și în mental, în condiționările voastre,